Salutare pescari și bun venit pe canalul meu. Iată și o nouă partidă de pescuit pe Râul Nistru. Astăzi la noi este data de 27 iulie. Încă puțin și vine luna august, unde sperăm peștele să fie mai activ. O să avem o partidă de 48 de ore, 3 lansete o să le punem la crab și una o să folosim la metod. Pe parcursul partidei o să vă arăt la ce monturi folosesc, ce nadă folosesc și evident dacă o să avem ceva rezultate. Vă urez vizionare plăcută, nu uitați, puneți un like, scrieți un comentariu la acest video, dați o distribuire și mie succes, începem partida! Și pescare, acesta este locul meu de pescuit. Deja buzbarele le-am instalat, lansetele le-am pregătit, plumbii i-am pus. Două lansete sub malul celălalt să le lansez și una o să lansez așa la jumate, așa în căutare, spunem. Patul este pregătit de primire. Acum rămâne să pregătim rigurile noastre și să facem o lansare. Aici mă gândesc să mai lansez și un metod, dar cred că e deja ultima zi de pescuit. Acum spunem doar la crab și primim plăcerea, ne mai odihnim pe malul râului Nistru. Recent au fost niște ploi. Dispoziția e bună. Hai, eu sper în această partidă să avem rezultate și să mă bucur și să vă arăt și vouă. Acum să pregătim repede rigurile noastre. Le-am pus și într-o bancă niște porumbi fierți recent care i-am făcut. Dacă am mulți sfârmați, așa să gătim care sunt mai frumușei. Restul o să meargă la nădit. Так, să-mi trebuiește 6 bunișuri, așa. 3. Deci n-ai și alege. Так, 6 ne-am pregătit. Masa n-am mai scos-o până și pe urmă. Acum noi repejor să le lansăm și să ne mai relaxăm. Так. Una este și într-o țac și toate trei sunt gata. Stecurile sunt pregătite. Hai, dă să le atașăm. Și repejor. Agățăm cu un stick. Una este. A doua. Так, să găsăm a doua. A doua.
Este. Și ultima. Ultimele parte. Agățăm foarte atent să nu tunchim tare acu. Eu deja simt cum trece acu și mai repede fac acest lucru. Este. Acum de lichidul, umectăm bine și am lansat. Și aici atât CSL cât și ambele lichide sunt făcute de mine, băieți. Curând o să apară și la acest lichid video, cum îl pregătesc, va fi doar o zi free, după care o să fie doar pentru sponsor video. Deci fiți atenți pe canalul meu când apare videouri noi. Tac. Una este și la mine, nu știu, sunt clișit sau nu. Așa e. Haide să lansăm câte unul, da? Da, doamne, într-un ceas bun, pancând și... Până în sară, să vedem, poate vine vreun peștișor. Sara deja o să-i dăm mâncărică, bunișoară. S-o primi tare departe. A doua să ne străduim mai sub mal. Frâna închisă. Din spate tot e bine. Ha. Las în clips. De asta sunt mic temă. Liquid spicy. Tak, să vedem aici ceva nu e în regulă. Este. Ha. Ultima. S-a făcut. Biețele le-am lansat. Acum rămâne să instalăm cortul, tot ce este necesar, să mâncăm, să ne odihnim și mai în seară o să facem o nădire. Hai, continuăm! Acum e ora 19.
Cum vedeți, s-a mai calmat nistru. Acum să facem o nădire bună. Aici am niște grâu. După care această garafă de 6 litri. O turnăm aici. Mai departe avem niște nadă de la coșarbați. Turbo Amur. O să turnăm pe toată. Așa, da? Intercril. Оп, оля там экзагерат, но не страшно. Бонусы дела кушарбайт. У кантитати мика, то спунем. Интрич. Ресту осли фарминца. Fermiță mai ușoare. Ah, miros gustos. Op, unul s-a rit. Să mai lăsăm și pentru mâine. Tot asta, băieți, o să umectăm cu niște CSL. Soluție pentru crap. O faci tu acasă manual? Da, da. Și rămâne să amestecăm tot asta. Și tot asta acum, haideți să hrănim sectorul nostru. Drum ceas bun. Bunișor. Asta din mijloc văd ceva să ne diviață. Este un pește. Ah.
Adrian, ia. Adrian, dă-te rog pățacul. Dar trebuie să te vâri încolo în apă, auzi? Uh-huh. În colțul nu te vâri. Nu-i ceva mare, dar este. Vin pe urmă. Ori la mie sau la ta, hai. După iarba asta du-te, du-te încolo înainte. Buza de jos, pe mijloc. Stai. Hai, gata. Carpușa. O nouă trăsătură. Opa, tica, nu. Este? Nu pasă. Da, este. Este o leacă, parcă nu e mașcățău. Și au puțin așa pancă. Da, tras-o ghine, că mă uitam cum zice eu. Pancă-n și sunt-i ghine. Adriana, să te rugăm ușa, să te vârmă timp când nu. Nu-i tare mare, așa după cât eu pancă-n și sunt, dar știi cum nu poți deodată spui nic. Cel puțin văd că se duci la vale tare. Vreau să duc la vale. Acolo este o creangă, mă repede să-l tragem în coaș. Da, se duce, se duce. Se duce, se duce încolo. Dar mă bag în față. Nu, eu să-l duc în coaș. Eu trebuie eu să dirijez cu tine. Repede trebuie să-l trag în coaș. Sio, Adrian, hai, vârte încolo, în parce. Hai că dăm ei aici, frate. Ah, mai tine că s-a dus. Ah, nu, este. Frână deschisă, tot normal. După iarba și e, da? Și vâră în apă. Ai, nu e mare, dar este. Este. Trage spre tine. Tica. Gata, nu ridica tare sus, Adrian, ca să-l rupi așa. Dă-mi cu așa. Și ușor. Tot nu-i mare, dar este vreo 2 kg. E ca așa. Pastiană ca așa în sus. Stai, cât stai acolo, dă o căldare de apă. Tot așa de vreo 2 kg. Apropo cu Adrian, mai mi-a pescuit mai înainte. Băiatul ăia că a venit să...
pescuim împreună. Hop. Uite, buza de jos, cum trebuiește. Era meu, adică nu, așa, nu. Nu se discută. Ola. Oi, 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 gata, hai, hai, hai. Am urs băiețel. Trebuie să scoatem toate unzile încă o dată, am urs să le verificăm. Așa, unul frumușel. Frumos. Ne-am bucurat. Hai, așa să-l punem la grămadă. Aici, băieți, am pus juvelnicul meu mai la adânc. O leacă acolo. Azi ne uităm permanent la pești. Dacă svi. Da, toate lansetele le-am scos. Acum e ora 12. Hai să mai pregătim niște sticuri. Și să mai facem o lansare la toate trei lansete. Sticurile le fac doar din bolsuri. Spunem câte două pentru un stic. Așa. Un care e bun, care foarte tare îi place la pește. Recent a fost ploi, acum iarăși s-a început canicula, temperaturi până la 35 de grade, foarte cald afară, într-adevăr. Astăzi la noi se ia 20 de pescuit, mâine o să-i pun și un metod aici, ca la final de partidă poate să mai prinde niște caraș, ați vă arăt și vouă, cum să ai rezultate foarte bune la caras. Там с термина ламини сетка. Спер, урматария партида. Сын виеш колету мил, кари. Ам промиска. Сварат шуво очи не луат. Ши няком мандат депе интернет. Da, da, într-un ceas bun. A doua. Până și asta de pe mijloc, chiar de pe pat, văd că trage mai des.
și ultima. Asta o lansăm o leacă mai la vale. Tot cam așa mâine. Iată așa. O să punem practicator, să lăsăm câțiva pentru sticuri și atât. Încă o cazarușă bună. Acum, dragi pescari, această căldare de nadă o să plece sub malucelă. Hrănim și sperăm până mâine să mai avem ceva rezultate. Să din nijloc ne duce la vale. Tot nu e ceva mare. Vine ușor ea. Parcă sunt pasivii ca în crăpuștini și nu înțeleg și... Ei, am stelut unul! Așa s-a dus. Era micuț, bă. Așa este iarbă și cam... E greu, trebuie de vrut în apă. Băiețul natare ne-a dus la vale. Nu știu care din trânsele. Asta din mijloc. E gata, el a intrat in... A intrat in trenci.
mai devreme. Am zis și parcă vine, dar e greu. El adânc, el adânc, dar și s-a rupt. Ia, vezi? E un copac, ia, ia, se vede deasupra. Nu-l tras, nu rapește, dar... Nu știu, pescari, ultima zi de pescuit la noi. Nivelul apei a scăzut. Ghinișor. Acum vreau să prindem niște caraș la metod, câțiva de o tigaie și o să încheiem această partidă. Nadă de la Kosher Bites, gust de porumb. Надо. Шак, кто ляк. Вот это угад мултапы. Coleac, mai adăugăm și... Tac, se este bun așa. Tac, ceva să mai adăugăm pe urmă. O să folosesc un cușuleț de 100 de grame. Așa un rig micuț, până la 10 cm și un porumb de silicon. Presăm bine. Hai, într-un ceas bun. Soarele gata bate în față. Veselă să fie. Este aqui para mostrar isso. Só dois.
Așa e multă iarbă. Încercăm atent să scoatem. Opa! Și este căpștean, căpștean, titel. Da. Căpșteancic. Așa. Hai. Fuși. Asta e ciosul în titel. Ну так им тетел пешти. Крапа он трес кряск, мари. Приму пешти есть, или нет? Крепса? Да. Аз мы сквозь мать никуда тут. Так, ложу нас по на крепу. Ну что, драги пескари, până траги următorul пешти, vreau să vă anunț că a venit timpul să realizăm o partidă cu unul din voi, urmăritorii mei, pe malul râului Nistru. Pentru a participa, condițiile sunt foarte simple. 1. Să fiți abonați la canalul meu de YouTube și să dați o distribuire la acest video. 2. Să fiți abonați la pagina mea de Instagram. Și 3. La ultima postare să scrieți un comentariu creativ și să dați tag la 2 prieteni pescari. Pe bază la comentarii vor fi selectați câștigătorii. Și peste o săptămână, data și ora este afișată pe ecran, o să realizăm un live aici pe YouTube, unde o să selectăm câștigătorul care va pleca cu mine la o partidă de pescuit. La toți vă urez succes, să câștige cel mai norocos din voi și continuăm! Я вас со сферой несу. Не пищит, яр по трассатуре. Это нет спешки, литовью. Карасик. Адриан, я караш сразу пуни латини. Заводишь карась. Așa unul, băieți, un șau. Exemplar.
Caras. Nu știu, pescari, gata. Buzbarul l-am strâns. Mai lansez o dată, ultima dată, așteptăm un pește și... Încheiem această partidă. Iarăși trage. Nici o minută nu a durat. Ia, stai. Este. Опа. Оп. Все, да? Красив, пешки, эти гаи. S-a făcut, căruță, nu vreau oră, urăși, mate, până când s-a nădit locul. Nu știu, mersi mult că v-ați uitat până la urmă. Partida noastră a ajuns la final, suntem obosiți, vrem repede acasă. Haide să scot peștele. Doi crăpuștii, până la 3 kg, așa-i cred că e. Să pun așa, o leagă. Unul băieța să-l cădunez la Adrian și unul să-l iau eu acasă. Încă mă zamă, moș meu. Hai, ți-l dau pe ăsta mai frumușă, o leagă. Așa, băieță. Hai, mănânci cu plăcere. Nu uitați, băieți, să puneți un like la acest video, scrieți un comentariu. Dacă doriți să mă susțineți, link-urile o să fie în descriere. Vă urez fire întinsă, sănătate și mai bine. Ne mai vedem.